Începem. Bună ziua, stimați invitați, dragi măgureni, preacucernici părinți, oficialități locale și județene, bine ați venit în Comuna Măgura la acest eveniment de suflet al comunității noastre, comemorarea eroilor neamului care s-au jertfit pe câmpul de luptă și sărbătoarea centenarului Unirii 1918-2018. Se împlinesc anul acesta 100 de ani de România Mare. Vă mulțumim pentru că v-ați rezervat o părticică din timpul dumneavoastră pentru a fi alături de noi aici la monumentul din comună. De altfel, pe tot parcursul acestui an, în toată țara, au avut loc manifestări dedicate omagierii eroilor și centenarului Unirii Românilor de Pretutindeni. Înainte de deschiderea oficială a evenimentului cu imnul național, vă rog să-mi dați voie să fac prezentarea invitaților în ordine. Din partea Camerei Deputaților, doamna deputat Tudorița Lungu. Din partea Consiliului Județean, doamna consilier județean Cristea Tina. Doamna consilier județean Carmen Dima. Domnul consilier Miroșeanu Liviu. Domnul consilier județean Ochenatu Eugen. Domnul consilier județean Cezar Olteanu. Domnul consilier județean Nechita Marcel, domnul Marcu Costică și domnul Claudiu Năstase. Din partea Asociației Culturi Eroilor, domnul Dănuț Voicu, prin vicepreședinte al Asociației, și domnul Culturi Eroilor, așa, Regina Maria, filiala Corneliu Chirieș, îmi cer scuze, și domnul Cristi Aioane, vicepreședinte. Domnul primar al comunei Hemeiuș, Constantin Sava. Și nu, cred că am uitat un pic aici, să-mi cer scuze, domnul general, pe domnul general. Domnul general Petrescu, îmi cer scuze. Îmi cer scuze și domnul general Petrescu și domnul Vilică Munteanu, fost șef al Arhivelor Naționale, filiala Bacău. Ar fi trebuit probabil să încep cu veteranul de război, Toma Costache, în vârstă de 96 de ani. Vă rog să vă aplaudați. Singurul veteran de război în viață se află pe aici printre noi. Da. Nenea Costică. Îl vom felicita cu această ocazie. Îi vom mâna o diplomă și o plachetă omagială de la Cultul Eroilor la momentul respectiv. Haideți să începem cu imnul național. Gornistul să dea semnalul. Avem și gornistul. Thank you.
vom continua cu serviciul religios închinat eroilor neamului, de preoții din comuna noastră, de Părintele Radu Grigoraș, de Părintele Ungureanu, Părintele Vasilică și Părintele Nicoară, mai folosim și numele mic. Și avem și un invitat, pe Părintele Amfilohie, care încă n-a ajuns, sperăm să ajungă în curând, și pe Părintele Dan Bumbea. Vă rugăm să începem serviciul religios. Așteptați să vă microfonul, vă rog, dumneavoastră. Slavă Sfintei și celei de ființă și de viață tăcătoare și nedescărțite Tvâi, acum și curmea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă rău celei sfântitorului, Duhul adevărului, Padre, cu tine ești și toate în tine, Cristierul Dumnezeu și de nevoie de viață, vino și te sărășuiește cu noi și curățește pe noi de toată Dumnezeumea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. În pacea ne sunt și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica noastră, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru-un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul român, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de aici și de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre cei credincioși, pentru mai mari orașelor și ai statelor, iubitori de neam, de țară, de biserică, Domnului să ne rugăm. Pentru
pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscașe, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți de patim și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să binecuvinteze steagul țării noastre și să fie tuturor bunurile aducător aminte de datoria lor, de a se strădui la săvârșirea faptelor bune, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să primite harul Său cel dumnezeiesc asupra acestor fii ai neamului și ai patriei noastre și să-i ferească de orice ispite, să-i apere de primejdii, să le sporească sârguința în săvârșirea faptelor celor bune, Domnului să ne rugăm. Apa mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe vrea Sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare și prea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești luminarea sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii Săi. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va mai sta? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeule atotputernice și făcătorule a toate, Cel ce zidit pe om, i-ai dat trup întocmit cu măiestrie și suflet minunat, împodobit cu minte, simțire și voință, pentru a trăi viața cu înțelepciune și pentru a te cunoaște, a înțelege și a face voia Ta, spre a săvârși fapte bune și a dobândi mântuirea și bucuria vieții veșnice. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai zis, Eu sunt lumina lumii, Cel ce mi urmează nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieții. Plecăm înaintea ta genunchilor noastre și cu smerenie te rugăm. Binecuvintează steagul țării noastre ca să fie semn al iubirii de patrie și neam, al vrenicii și al unității noastre spre întărire și comuniune frățească. Binecuvintează, Doamne, steagul acesta ca să le amintească tuturor neîncetat datoria de a spori în iubire de Dumnezeu, de biserică și de neam și spre binele și fericirea tuturor, precum și spre bucuria celor ce care au cerut sfințirea steagului țării noastre, că la tine este izvorul vieții și într-o lumina ta vom vedea lumină. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează și se sfințește acest drapel în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează și se sfințește drapelul ce am acum și pururea și în vecii vecilor. Alleluia, 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 cela ce prin adâncule înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chiveni și ceea ce este de folos tuturor le dăruie anule ziditorule Doamne, Doamne și sufletele adormiților dormitor despre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zi și limba te avem și rugătoare bine că către Dumnezeu pe care ne l-ai născut născătoare Dumnezeu nenumită ai credincioșilor mântuire. O, vedește, Doamne, sufletele robilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește!
vederea adormiților, Domnule Dumnezeu, eroi ai neamului nostru din comuna aceasta și de pretutindeni cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să vi se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Acum lui Dumnezeu să așeze sufletelor de drept să odinesc. Iar lui Dumnezeu împărăția celor și iertarea păcatelor lor. La Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cere. Domnului să ne rugăm! Dumnezeul duhoroșător, trupul care călca moarte și pe deaul de surpașă de viață în vitale. Însus, Doamne, gândește și suflete acuților tăi. Senchia, Dumitru, Vasile, Ariton, Vasile, Bârsan, Alexandru, Bârsan, Petre, Cazacu, Ioan, Chelar, Constantin, Chelaru, Petru, Chelaru, Vasile, Chelaru, Aurel, Ciorcelă, Vasile, Ciorcelă, Vasile, Ciorcelă, Constantin, Cioravă, Constantin Copsaru, Ion Croitoru, Constantin Tăscălescu, Doru Feni, Constantin Gheorghiță, Iancu, Petre, Ion Maricașă, Vasile Moise, Nicolae Moise, Ion Nidelcu, Vasile Palade, Constantin Postolache, Nicolae Proteanu, Constantin Rusu, Ion Rusu, Ion Sociu, Petre Tristaru, Vasile Triscredin, Mihai Rusu, Pintile Tristaru, Stroiescu, Constantin, Constantin Ariton, Dumitru Porcă, Ion Cazacu, Constantin Cavaleru, Mihai Chelaru, Mihai Chelaru, Trean Chelaru, Constantin Ciorcilă, Mihai Ciorcilă, Mihai Ciorcilă, Ioan Mihanciosu, Vasile, Constantin Comunes, Constantin Crista, Pintile Dimă, Toadre, Florea, Mihai, Hrut, Dobei, Iordăcioaia, Ion, Nicolae Marcu, Ion Munteanu, Ion Munteanu, Costică Păduraru, Constantin Pavel, Ion Paradeș, Nicolae Rusu, Constantin Rusu, Dumitru Smău, Ion Toma, Ion Trifescu, Ion Vasilică, Anton Rusu, Costache, Costraș, Robin Dumnezeu, adormiți, Aurel Alexandru, Constantin Marchidan, Ion Crețaru, Constantin Laud, Grigore Moise, George Laud, Ion Alexandru, Constantin George, Costică Chelaru, Nicolae Costiță, Dumitru Chiriță, Iordache Ciorcilă, George Duprică, George Gavrilă, Ion Iordăcioaie, Nicolae Moise, George Michia, Vasile Macari, Vasile Măciucă, Constantin Miorcă, Constantin Moisoaia, Constantin Niță, Constantin Neamșu, Iordache Pădurac, Ion Postolache, Vasile Palade, Vasile Sora, Toader Toma, Vasile Trăistaru, Mihai Vintilă, Vasile Poșerar, Ion Bârsan, George Ciorcilă, Constantin Frăsân, Vasile Marin, Constantin Niță, George Apostol, Marin Boroc, Nicolae Ciobanu, Nicolae Cușeraru, Dumitru Ciocioiu, Petre Cazacu, Dumitru Costaș, Vasile Gheorghiță, Nicolae Gheorghiță, Gheorghe Munteanu, Petre Mechia, Ion Munteanu, Mihai Moise, Gheorghe Marcu, Constantin Mihaela, Visele Vasil, Gheorghel Neacșu, Vasile Olaru, Vasile Postulatiu, Gheorghe Pintilie, Dumitru Cucuraru, Vasile Scurțaru, Vasile Țăndărel, Ion Ciurciu, Constantin Chelaru, Vasile Neacșu, toți cei care i-au dormit. În nouă luminatul vedea să-l odihnă, ne-au fost o durere de stare și suspinare. Și orice greșeală o să vă știe, cu lucru, cu cum s-a luat, ma Dumnezeu bun și de tot de oameni iarte pe ei. Dumnezeu să fie, Dumnezeu om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta, dreptatea mea, cuvântul tău, adevărul. Domnului să ne rugăm! Tu ești învierea, viața și odihna robilor tăi, adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și mi-apărăm Bunului și Deu Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, ierui ai patrii noastre căzuți pe câmpuri de luptă, în temnițe și nechisori pentru apărarea patrii și a credinței strămoșești, pentru demnitatea și libertatea noastră și nefărilor, Doamne, veșnică pomenire. Oh,
veșnică pomenire. Veșnică iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni de viitor. Amin. Vă mulțumim. Prea cu cenici părinți, vă mulțumim pentru deosebită slujbă pe care a propiciat-o la Monumentul Eroilor. Vom ridica steagul, dar nu înainte de a face un anunț. Părintele Amfilofe a venit însoțit aici de frăția ortodoxă, al cărui membru este și Cocor Ștefan, un măgurean de-al nostru, care a mijlocit montarea acestui catarg la Monumentul Eroilor din comună. Mulțumim, Ștefan! Și te așteptăm oricând aproape de noi, de comunitatea locală, chiar dacă nu locuiești tot timpul aici în comună. Cred că ești prezent, să spun așa, cu inima mai mult ca alții. Și cu sufletul. Dacă dorești să spui câteva cuvinte. Da. Mulțumim pentru donație și pentru catargul și steagul pe care l-ai ridicat aici. Vă rog să-l aplaudați la monumentul nostru din comună. Unde este? Hai nou cu spatele. Așa, maestre, mă scuzați, eu sunt mai drept, așa. Va intona două strofe, câte? Patru strofe din imnul național și vom ridica pe catarg steagul în acest timp. Vă rugăm, domnul Cocor, Ștefan, să ridicați dumneavoastră. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n aste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că la noastre piepturi păstrăm cu fală-n lume, triumfător în lupte un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre,
Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oasta e creștină, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Murim mai bine în luptă cu gloria de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Da. Mulțumim, maestre Florin Blaj, inconfundabil, vocea dumneavoastră de aur. Vom continua acest eveniment cu alocuțiuni. Mă voi adresa și eu dumneavoastră cu câteva cuvinte. Dragi locuitori ai comunei Măgura, stimate oficialități, preacucernici părinți, dragi invitați și dragi elevi, ați înghețat. Sunt la căldură, da? Sărbătorim anul acesta, marea sărbătoare a românilor, centenarul aniversării celui mai important ideal al poporului român, pentru care milioane de înaintași și-au dat viața. Marea Unire, unirea de la 1 decembrie 1918, reprezintă evenimentul principal al istoriei poporului nostru, iar măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale este o faptă de curaj a întregii națiuni române. Fără mijloace moderne de comunicații, mânați de același gând, peste 100 de mii de oameni din toate colțurile țării au venit la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 pentru a scrie istorie odată pentru totdeauna. Cred că acum, mai mult ca oricând în istoria României, de după momentul 1 decembrie 1918, trebuie să începem să credem cu adevărat în România și în români. România înseamnă acasă pentru toți cei care astăzi simt, iubesc și trăiesc românește. Sunt mândru să fiu român și sunt fericit că m-am născut pe aceste meleaguri minunate, cu oameni harni și curajoși, care nu au plecat capul în fața nici unei orânduiri străine. Să ne mândrim că suntem români și să nu uităm că pentru acest privilegiu, înaintașii noștri au odat cu sânge pământul pe care noi astăzi pășim. Cinste ostașilor căzuți la datorie, de pe meleagurile comunei noastre și amintire veșnică. La mulți ani români, la mulți ani România. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Invităm la microfon pe doamna consilier județean, Carmen Dima. Sărbătoriți și bine ați venit la noi. Bună ziua și bine v-am găsit! Preacucernici părinți, stimați invitați, domnule primar, dragi copii, dragi locuitori ai comunei Măgura.
În istoria fiecărui popor există momente care schimbă mersul vremurilor și destinele popoarelor. Un astfel de moment a fost cel de la 1 decembrie 1918, iar în cadrul pregătirilor pentru realizarea marelui vis al românilor de a trăi uniți în granițile firești ale neamului, ziua de 23 noiembrie, prin eroicul zbor Bacău Blaj al echipajului alcătuit din locotenentul aviator moldovean Vasile Niculescu și capitanul transilvanean Victor Precup, este de referință. Pe 20 noiembrie, Consiliul Național Român Central anunțase convocarea Marii Adunări Naționale la Alba Iulia și evenimentul trebuia temeinic și repede organizat. În condițiile unei aspre ierni timpurii, pe o vreme neprielnică, cei doi temerari au pus mai presus de orice interesul național și au îndeplinit nobila misiune de a transporta pe calea aerului mesajul Guvernului României și al Marelui Cartier General aflate la Iași, peste Carpații care leagă cele două provincii, și al preda Consiliului Național Român de la Blaj ce avea să se întrunească în după amiaza acelei zile. Erau mesajele prin care conducerea României își exprima hotărârea de a susține unirea și informa că oastea română deja trecuse munții într-o sprijinire a fraților și a faptelor lor. Auzind zgomotul avionului, văzând fluturașii de hârtie căzând din acestea, blăjenii, cu mic și cu mare, s-au îndreptat către Câmpia Libertății să primească, așa cum se cuvenea, pe așteptații soli. Mai târziu, aviatorul avea să noteze. Am rămas mut și fără simțire la entuziasmul acestor oameni când au văzut tricolorul pe avionul sosit din regat, aducându-le știri ce le umplea sufletul de bucurie. Prima solie a mântuirii din regat le-a sosit. Fiecare blăjean și țăran a căutat să dea mâna cu noi, să ia fiecare un lucru cât de neînsemnat al nostru, ca să ne-l ducă acolo unde trebuia să ne odihnim peste noapte. În ședința festivă, dr. Vasile Suciu, președintele Consiliului Național Român din Blaj, a informat participanții despre zborul locotenentului Vasile Niculescu și despre conținutul documentelor transportate pe calea aerului. S-a comunicat faptul că echipajul Niculescu-Precup se va întoarce la Bacău pentru a transmite hotărârea românilor transilvaneni de a se uni cu țara fără nicio rezervă. Pentru noi, băcăoanii, este o mare mândrie că din aceste locuri a plecat avionul ca primă solie a mântuirii noastre și că, în clipele premergătoare Marii Uniri, Bacăul și Blajul și-au întins brațele unul spre celălalt, formând un trainic pod peste munți și peste timp. Ne înclinăm cu evlavie și respect în memoria aviatorului erou Vasile Niculescu, în memoria celor care au întregit România, dar și în memoria sutelor de mii de militari care în vara anului 1917 la Mărăști, Mărășești și mai cu seamă pe văile Cașinului, Oituzului și Slănicului au făcut din piepturile lor scut frânturii de țară ce mai rămăsese neocupată, făcând din deviza "Pe aici nu se trece" un adevărat crez. Vă doresc, dragi tineri și copii, ca prin ceea ce veți face să fiți cel puțin la înălțimea și demnitatea iluștrilor noștri înaintași, să puteți și să putem face din România acea visată grădină a Maicii Domnului. Acesta este mesajul pe care vi l-am transmis din partea președintelui Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, și al echipei consilierilor județeni, mare parte din ei sunt aici astăzi. La mulți ani români! Vă mulțumim, doamna consilier județean. Are cuvântul domnul general de flotilă aeriană, domnul Nicolae Petrescu. Vă rog. Stimate oficialități, stimați părinți,
copii, astăzi, aici, serbăm pe cei care au fost înaintașii noștri, ostașii din comuna Măgura, care și-au jertfit viața pentru țară, pentru libertatea noastră, pentru ca să fim cu fruntea sus în fața istoriei. Vă felicit că ați organizat această frumoasă manifestare și că nu uitați pe acești înaintași ai noștri alături de sfinții pe care îi cinstim în biserică. Totdeauna trebuie să-i avem în inimile noastre și să-i învățăm pe copiii și nepoții noastre să-i prețuiască și să-i cinstească. Să le povestim din mărturiile lor care sunt păstrate verbal, ca și multe din tradițiile bisericii. Și iată că prin aceasta vom putea și păstra și noi unitatea națională a neamului nostru. După cum a zis doamna consilier, în contextul centenarului Marii Uniri, la Bacău am avut ocazia să servăm și centenarul zborului Marii Uniri. Ieri la Mărgineni s-a serbat zborul care s-a efectuat pe 23 noiembrie, acum 100 de ani, de pe terenul de aterizare de la Mărgineni către Blaj. Și pilotul a revenit de la Blaj înapoi pe Mărgineni. Pentru copiii care mai sunt pe aici, ca să-și dea seama condițiile de eroism pe care le-a avut acest pilot, să se gândească plastic la faptul că merg acum pe un derdeluș să se dea cu sania în costum de baie. Cam astea au fost condițiile de zbor. Eroismul lui n-a fost apreciat de autoritățile din acele vremuri și de-abia târziu a fost apreciat. Vă pot spune cu mândrie că am fost comandantul primei mari unități de aviație care a purtat numele de locotenent aviator Vasile Niculescu. Iată o prețuire deosebită, iar faptul că în acest an s-au organizat manifestări din partea Consiliului Județean Bacău, Primăriei Bacău, Asociației Arpia Bacău, încă o dată demonstrează că nu uităm nici noi, într-adevăr, aviatorii care s-au jertfit pentru țara noastră. Vă doresc tuturor ca să aveți în gând pe cei care au luptat pentru noi, pentru cei care s-au jertfit pentru noi. Trăiască România! Să trăiești dumneavoastră, domnule general! Vă mulțumim! Invităm la microfon pe domnul Virica Munteanu. Vă rog! Dragocernici părinți, stimate oficialități, dragi copii, chiar dacă sunt la căldură, suntem alături de voi și voi să fiți alături de noi, dragi locuitori ai comunei Măgura. Peste o săptămână va fi 1 decembrie. 100 de ani de la Marea Unire. Dar de unde a venit Marea Unire? L-a oferit cineva? Au hotărât alții pentru noi? Dacă facem un scurt drum înapoi în istorie, vedem că poporul român, limba română, au 1000 și ceva de ani. Aici, în acest spațiu, s-au manifestat legături între cei care aveau să fie în Transilvania, în Moldova, în Muntenia. Ba mai mult decât atât.
Unul din primii voievozi ai țării românești, Mircea cel Bătrân, avea în granițele sale, în granițele țării românești, teritorii și din Transilvania și din actuala Moldova. Pentru că până în vremea domniei lui Ștefan cel Mare, hotarul de sud al Moldovei era undeva între Bacău și Adjud. Trebuie să ne gândim la marii voievozi, dar mai ales la emblematicul Mihai Viteazu, primul care a reușit să adune sub același sceptru cele trei provincii. Pohta ce-am pohtit, hotarul Ardealului, Moldova și țara românească. Nu a rezistat această întreprindere a lui. Nu erau condițiile, în primul rând, interne, dar și cele internaționale nu erau favorabile. Ideea a rămas și găsim în timp manifestări de unitate reprezentate în mod deosebit prin biserică. Cartea românească, cartea veche românească, cartea bisericească, indiferent unde a fost tipărită, a circulat liber, fără niciun hotar, în toate cele trei provincii. Generația pașoptistă avea să fie aceea care a pus prima oară problema unirii. Mai mult decât atât, ardelenii la Blaj în 1848 vedeau deja înfăptuită unirea dintre Muntenia și Moldova și au strigat: noi vrem să ne unim cu țara. Pașoptiștii la 11 ani mai târziu aveau să înfăptuiască unirea Moldovei cu țara românească. În urma războiului de independență, Dobrogea se unește cu România. Un alt pas. În 1913, după al doilea război balcanic, și Cadrilaterul trece la România. A venit momentul Marelui Război, când Marele Imperii, în dorința lor de a-și extinde puterea, zona de influență, au pornit lupta. Noi românii din regat am stat în expectativă, dar românii au intrat în luptă din prima zi a războiului. Românii din Transilvania și din Bucovina. Și dureros, chiar dacă nu prea este tema, dar dureros era faptul că în luptele cu sârbii trăgeau români din Transilvania și Bucovina asupra românilor din Serbia, pentru că atât sârbii cât și habsburgii au pus românii în linia întâi. Strigau ajutor, să rugau la cel de sus în limba română. 1916 aduce intrarea regatului României în război. Luptele din toamna lui 1916 de la Oituz, după înfrângerile din Dobrogea, din Oltenia. Oituzul în 1916 a rezistat. Ieremia Grigorescu a scris: pe aici nu se trece. Atunci a fost pus prima dată această sintagmă. Și pe aici nu s-a trecut.
Vara anului 1917, după reorganizarea armatei, aduce în prim plan european iarăși armata română. Victoriile de la Mărășești, lupta deosebită de la Mărești și mai ales luptele din zona Oituzului au făcut ca într-adevăr să nu se treacă și acea bucată de țară care mai era sub jurisdicție, să zicem, românească din regat, bucata de Moldova a rezistat și la ceasul redeșteptării, deci după încheierea tratatului de la Buftea București, reintrând România în război, la ceasul redeșteptării naționale am avut forța să împlinim ceea ce cântau ostașii, treceți batalioane române Carpații. Și să o luăm puțin cronologic. În 27 martie 1918, Moldova se reîntregește. Deci Basarabia trece la regat, se unește cu regatul. Pe 27 noiembrie, Bucovina se unește cu patria mumă. Iar la 1 decembrie, prin voința națională, în prezența a aproximativ 100.000 de oameni, marea majoritate din Transilvania, Crișana, Banat și partea ungurească, Maramureșul, sunt alături, împreună și susțin pe cei 1227 de delegați la adunare atunci când prin rezoluție s-a semnat unirea Transilvaniei cu părțile pe care le-am amintit, cu regatul României. Jertfa de luptă a ostașului român, dorința de unitate națională, dorința de a trăi în aceleași hotare, a ne bucura de aceleași drepturi, de a fi stăpâni pe teritoriul nostru și așa cum aviatorul Vasile Niculescu, coborând din avion, a întrebat pe un copil: cine sunt stăpâni aici? Copilul i-a răspuns: noi românii, domnule, noi românii am devenit stăpâni. 1918, decembrie 1. O zi de aur, o zi pe care eu o consider cea mai sfântă zi a neamului românesc. Fie ca idealul pe care l-au înfăptuit, care în timp, după 20 de ani, nu prea a mai rezistat, să fie din nou un vis al nostru, al românilor. Glorie armatei române și onoare militarilor căzuți pe câmpurile de luptă. Vă mulțumim, domnul Verica Munteanu. Vă mulțumim de suflet. Avem un moment foarte important acum. Îl așteptăm pe domnul Toma Costache. Vine mai greu. Are numai 96 de ani. Singurul veteran, ultimul veteran din comuna noastră. Cel care a cunoscut ororele războiului și care, iată, până la 96 de ani încă merge singur, ajutat doar de baston. Eu îl țin minte, pe la 90 de ani mergea cu cireșe și cu fructe la piața, la Bacău, chiar și cu bicicleta. Cred că până pe la vreo 92 a și fumat. Da. Da, să fie sănătos. Nerea Costică, haide-te rog aici.
domnul Cristian Ioan, haideți și dumneavoastră. Poftiți, vă rog, poftiți aici. Cine-ți-a micro? Nu puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Vă rog. Sunteți un primar, vice primul primar Comunei Mordura. Vrednic! 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 Vă mulțumesc din suflet pentru apreciere. Vă rugăm să primiți din partea Consiliului Local și din partea Cultului Eroilor Fideala Bacău și Fideala Măgura această diplomă în semn de prețuire a eroismului de care ați dat dovadă dumneavoastră în cel de-al doilea război emoționat. Și o, din partea domnului Cristian Ioanei, vicepreședintele Asociației Cultul Eroilor Fideala Bacău, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, domnule. Ce poți să spui când ai în față atâta istorie? Dumnezeu să ne binecuvânteze, trăiască România Mare! Vă mulțumim, sunteți emoționat. Și eu la fel. Să fiți sănătoși și dumneavoastră și familia. Nenea Costache Toma, un om gospodar din Comuna Măgura, care, așa cum vă spuneam, la 90 de ani mergea cu cireșe la Bacău. Să fiți sănătoși și dumneavoastră și noi toți. La mulți ani, România. Și Nenea Costache, aproape frate cu centenarul. Vă mulțumim. Am gândit și fac ca și o propunere. Cred că în ședința din Consiliul Local din luna decembrie voi supune aprobării Consiliului Local acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Măgura domnului Toma Costache, singurul veteran în viață care a trecut și a scăpat de cel de-al doilea război mondial. Vă felicităm încă o dată, să fiți sănătos. Și un premiu consistent, asta va hotărâ Consiliul Local, împreună vom hotărâ cum vom proceda. Vă mulțumim pentru faptul că să trăiești și dumneavoastră, să trăiești și dumneavoastră și familia și tatăl. 97 de ani, mulți înainte, mulți înainte. Sunteți decât centenarul, cu 3 ani mai mic decât Unirea. Doamne ajută! Aplaudați-l pe domnul Toma! Desfășurătorul Măgura. Da. Vă mulțumim. Vă rugăm pentru... Începe festivitatea de depunere de coroare. Vă rugăm să vină și copiii. Ne apropiem de sfârșit. Haideți. Între timp, dăm cuvântul părintelui Amfilohie. Părinte, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte până ne pregătim noi cu coroanele. Vă rugăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru că în numele lui Dumnezeu s-au purtat luptele de reîntregire pentru unitate națională și toată jertfa a fost dusă cu conștiința înaintaților noștri că împlinesc voia lui Dumnezeu prin acest tip de sacrificiu pe altarul patriei. Ei nu au dus o luptă de expansiune. Lupta aceasta este rodul anilor, zecilor, sutelor de ani de frământări sufletești la care noi nu putem să facem abstracție de lacrimile mamelor sau soțiilor sau celor care tângeau după ce plecați pe front. Să luăm în considerație întotdeauna nu numai factorii de unitate, ci mai ales tot zbucimul sufletesc, toate rugăciunile care s-au făcut, pentru că noi nu trebuie să uităm niciodată că însuflețirea
cu care au luptat, conștiința de luptă și sentimentul față de neam, de patrie și de biserică, de Dumnezeu, au fost la asemenea înălțime încât au fost pecetuite fără niciun fără nicio ezitare, sacrificiu suprem. Au avut sentimentul datoriei că cu prețul vieții trebuie plătit o astfel de lucrare mare. Vorbeam de copiii, pomeneați aici noastră, care sunt la, și la căldură. Păi cu atât mai mult noi în frigul ăsta să înțelegem că i-au purtat genul înaintașii noștri ca copiii de astăzi să aibă țara, să aibă viitor, ei să aibă școli, să aibă căldură, să aibă dascăli, să aibă conștiința aceasta că prin jertfă și numai o jertfă sfântă ca aceasta, ceva temeinic se poate clădi atât la nivel de țară, de credință, de cultură și de unitate sufletească. Să prețuim și noi mai mult lupta pentru unitate, dorul de unitate de atunci manifestat și toată tot ce a putut să caracterizeze spiritul vremii de atunci, era la o intensitate cum noi nici nu putem să bănuim astăzi. Trebuie să ne coborâm și în spiritul de evenimentelor, în duhul istoriei, să citim mai bine, da? Un mesajul care acesta l-a transmis ca însuflețiți fiind și noi, de modul, maniera și de mesajul lor de luptă, să ducem mai departe acest tip, într-adevăr, de sacrificiu pentru unitate, pentru credință, pentru neam, pentru cultură. Că nimic trainic nu dăinește fără jertfă și fără sacrificiu. Domnul nostru Iisus Hristos, din iubire față de oameni, a răscumpărat întreg neamul omenesc și acea iubire care inundă întreg universul, țin întreaga creație. Și noi pătrunși ființi, ca oameni, creștini și români, de această conștiință la fel, gândim și noi că avem un rost existențial, ca și strămoșii noștri, era o datorie de conștiință izvorâtă din sufletele celor care simțeau și gândeau unitar în acel moment. Mă bucur că astăzi suntem împreună să înfigim în pământul țării, în localitatea Măgura, ca să împreună și un drapel să fluture în amintirea nu numai evenimentele istorice de atunci, ci și ca un îndemn permanent pentru noi cei de astăzi, politicieni, preoți, dascări sub diferite forme și armata română, să ducem mai departe și noi noi și acest mesaj al înaintașilor noștri de unitate, de dragoste și de frățietate. Pentru că nu tot este opțiunea victoriei. Să știți să ne și bucurăm și să o păstrăm această pace, această unitate, când vedem că trăim din nou vremuri la atac la identitatea națională, la credința noastră, la valorile care ne venesc ca români și ca și creștini. Noi ne bucurăm, da? Numai pentru că amintim o jertfă a lor, ci și că avem prilejul să dovedim că suntem de același sânge, de aceeași credință, de aceeași convingere, da? Că de față și Duhul lor și binecuvântarea lui Dumnezeu și a strămoșilor noștri ne va da puterea ca să ne împlinim și noi destinul și menirea noastră în vremurile care trăim. Mulțumim tuturor și să avem această convingere că în unitate și numai în unitate, de credință și de neam, noi putem să ne împlinim menirea noastră. Mulțumesc tuturor celor de față și Domnul care a fost aici prezenția noastră. Am văzut respectul și totdeauna către preoții. Da. Ne obligați să fim la o înălțime de sacrificiu la care întreaga țară să fim. Vă mulțumim tuturor și Doamna în celor la Consiliul Județean s-a descoperit care este și Evanghelia și niște preoți. Așa este, e sacru momentul nostru. Vă mulțumim pentru gest și l-am apreciat. Vă dăm tuturor sănătate și să dorim că într-adevăr ne dorim cu toți ca România Unită să trăiască în parte. Amin. Le dăm ștafeta la domnul Cristi, începe momentul de depunere de coroane. Vă rugăm. Depun un om de flori. Reprezentanții Consiliului Județean se pregătesc reprezentanții primăriei Măgura. Rămâneți pe loc un pic.
de flori, reprezentanții Consiliului Județean Bacău, urmează primăria Mătura și Consiliul Local. Se pregătește Asociația Națională Cultuie Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Filiesc Bacău. De flori, reprezentanții Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Se pregătește școala Emil Grăiescu. Rugăm copiii să se alăture și ei. Și cadrele de exercițiu. Depun coroană de flori, școala din localitate Emil Grăiescu se pregătește preția ortodoxă. Mulțumim trompetului care și-a făcut datoria cu stoicism în aceste condiții. Urmează un spectacol susținut de copiii din școala din localitate. Rămâi mai trebuie acum, nu? Mai greu, dar... Totuși el a ieșit cu baia. Da, da. Dumitrița eleva noastră de la școală care va intre de o zi. Este de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpânta noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Clia, pădurea și izvorul, e Doina și Vioara. Somnul
Bravo, domnule Cuța! Vă mulțumim frumos, cu aceasta se încheie activitatea dedicată eroilor neamului la Monumentul Eroilor din Comuna Măgura. Nu înainte de a face un mic anunț, începând de astăzi, în Comuna Măgura s-a înființat subfiliala Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și la școala din localitate s-a înființat Cercul Eroilor sub locotenent aviator Alexandraia Aurel. Vă mulțumim frumos pentru participare, toate cele bune și la mulți ani și domnul primar. Ne cerem scuze, nu am încheiat, avem invitați de la școala 10, elevii școlii 10 doresc să interpreteze și ei trei cântece. Veniți mai în față că nu bate microfonul. Haideți, vă rog. Haideți. Cine ține microfonul? Haideți. Tatăl meu în primărie avea dreptul ca să intre cu căciula în cap. Obicei vechi pe moșie de la moșii și strămoșii mei păstrat. Cu căciulii pe frunte se-am divea, curca un munti în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o por, cum se purta că eu obicei din deași păstrat. Por căciula pe ureche și acasă și la nuntă și la oi. După datina străveche, moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii pe frunti să-mi divea, curca un munti în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și eu vor cum se purta că eu obicei din dați păstrat. Unii zic să-mi iau căciula, joti cap spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor să o țin în mână, să mă plec ca să mă laude că m-am integrat. Dar măi vecine, hai la mine, te primesc cum pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Asta e căciula mea, îi a mea și nu e a ta, că eu obicei din dași păstrat. Și nu crede să se ducă la columnă să se uite și-o vedea. Sabia încovoiată ar pus scutul și căciula orice dacă avea. Cu căciulii pe frunte să-mi divea, curca un munti în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și eu vor cum se purta că eu obicei din dași păstrat. Cu căciulii pe frunte să-mi divea, curca un munti în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și eu por cum se purta că eu obicei din dați păstrat. Dacă ne înfruntă munții, cu munții ne vom bate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne cuvântul cât îl avem nespus, decât slujirea țării nimic nu-i mai presus. Jurăm credință, lupte, oricât ar fi de grea, jurăm că pentru țară și viața ne-o vom da. Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia. Trăiască libertatea, trăiască România, trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul, trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. A noastră este țara, o moștenim de plin. Va trebui întreagă s-o dăm celor ce vin. La cei născuți și astăzi și mâine și poi mâine. Nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine. Nici călăreți pe aer, nici cai fără călări. Nici țară fără lume, nici lume fără țări. Să crească lume, pacea, dreptatea, bucuria. Trăiască libertatea, trăiască.
evident de e nevoie un alt de mult scarpat. Durerea țării noastre făcută-i să ne doară. Ne place libertatea ca oameni și ca țară. Și soarele dreptății să lumineze sfânt o țară roșu, galben și albastru pe pământ. Aceasta e viața noastră, aceasta mizăria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Mulțumim grupului de copii, să-i aplaudăm încă o dată. Să le dea Dumnezeu sănătate, să crească mari și frumoși. Viitorul României. Vă mulțumim pentru participare, încheiem aici festivitatea de comemorare a eroilor Comunei Măgura căzuți pe câmpul de luptă și sărbătoarea centenarului Marii Unii la Măgura, la noi acasă. Trăiască România, trăiască românii de pretutindeni oriunde s-ar afla. Multă sănătate, maestre, amin. Cu respect.